Unul din patru oameni va suferi de-a lungul vieții un accident vascular cerebral. În România, situația este dramatică. Patru oameni mor pe oră din cauza unui AVC. Ministerul Sănătății a lansat în București un program pilot prin care doctorii sunt anunțați din timp de sosirea unui pacient cu AVC, astfel încât să fie pregătiți să-l trateze, pentru că fiecare minut contează în aceste cazuri. Accidentul vascular cerebral ischemic se produce atunci când un vas de sânge se înfundă cu un cheag și sângele nu mai ajunge la creier. Bolnavul nu mai vorbește, îi amorțește o parte a corpului și nu mai are forță. Într-o astfel de situație, pentru ca funcțiile creierului să fie cât mai puțin afectate, este vital ca pacientul să primească tratamentul în cel mult 4 ore și jumătate de la declanșarea accidentului cerebral. E o luptă contra cronometru. Se pierd pe minut aproximativ 2 milioane de neuroni. Din această cauză, mii de oameni rămân cu sechele sau chiar își pierd viața. Pentru a limita aceste situații, Ministerul Sănătății a implementat în București un program pilot care anunță pacienții cu AVC. Concret, primii care ajung la bolnav sunt medicii de la serviciul de ambulanță. Dacă se menține suspiciunea de AVC, ei vor anunța dispeceratul, iar de acolo se declanșează codul AVC, prin care va fi notificat cel mai apropiat spital în care se poate administra tratamentul. Doctorii au obligația ca până la sosirea pacientului să pregătească echipa de intervenție. Tu să fii acolo, urgentistul să fie lângă tine, toată lumea să fie pregătită, asistente, să ia analize rapid, că știu că vine acest pacient să fie dus direct, eventual, înspre tomografie, care e liberă, pentru că ai putut să anunți din start. Fiecare minut în plus înseamnă o zi de trăit fără dizabilitate. Din păcate, un procent foarte, foarte mic de pacienți ajung la spital în primele 4,5 ore de la debutul simptomatologiei. Estimăm că prin această procedură, timpul de curs între debutul simptomatologiei și inițierea tratamentului de revascularizare va scădea. În programul pilot sunt incluse 7 spitale din București, printre care Universitar, Floreasca, Fundeni și Colentina. Dacă toate lucrurile funcționează cum trebuie, avem toate speranțele că vom putea extinde acest program la nivel național. Anual, peste 55.000 de români suferă un AVC ischemic, iar statisticile arată că în câțiva ani va fi principala cauză de handicap. Rata de tratare a crescut în ultimii 2 ani, de la 1,2 la 3,4, dar pe harta Europei, România rămâne pe ultimele locuri. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.